Bună seara, stimați telespectatori, suntem din nou în direct la Capital TV. Sunt Titi Sultan, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Discutăm astăzi despre promisiuni politice neonorate, un subiect care s-a tot dezbătut de regulă înainte de perioada desfășurării campaniilor electorale, dar și în cadrul campaniilor electorale, când politicienii veneau cu fel de fel de promisiuni mai pompoase, și aici nu mă refer numai la parlamentari, mă refer la primari, mă refer chiar și la președintele României. Știți foarte bine, România educată, știu eu, chiar și domnul Traian Băsescu vorbea despre România lucrului bine făcut, nu tot domnul Iohannis, dacă nu mă înșel, dar din nefericire, neîndeplinirea acestor promisiuni a făcut ca în acest moment, sau mai precis de câțiva ani de zile, românii să nu mai aibă încredere în clasa politică, dovadă absenteismul masiv de la vot. Și mă refer în mod concret la ultimele alegeri, alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, când doar 33% dintre cetățenii români înscriși în listele electorale permanente și-au exercitat dreptul de vot. Concret, promisiunile sau faptul că nu sunt duse la îndeplinire, promisiunile nu atrag niciun fel de sancțiune pentru aleși, pentru cei care ne reprezintă, în cadrul mandatului parlamentar. Aici lucrurile sunt foarte clare, dacă ne referim la Constituție, dar și la legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, la regulamentele celor două camere, în sensul că, potrivit Constituției, articolul 69, în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului. Iar alineatul 2 spune clar, orice mandat imperativ este nul. Asta înseamnă că, am spus-o, o explic din nou, mandatul imperativ presupune un contract de mandat între alegător și ales, în baza căruia cel ales ar trebui să-și exercite competențele în virtutea, în concordanță cu ceea ce prevede acel contract. Contractul de mandat este specific dreptului privat, mandatul parlamentar este specific dreptului public, deci iată o diferență, zic eu, semnificativă din acest punct de vedere. S-a încercat de-a lungul timpului și mandatul imperativ. Avem în Statele Unite instituția REAL și, mă rog, în Elveția, însă, din păcate, am revenit la această modalitate, fiindcă, sau din fericire mai clar, nu există în acest moment o modalitate de a-i trage la răspundere pe aleșii noștri pentru faptul că nu și-au dus la îndeplinire anumite promisiuni. Singura sancțiune este sancțiunea nealegerii în cadrul următorului proces electoral. De asemenea, s-a discutat foarte mult despre imunitatea parlamentară și cu asta chiar închei. Este o reglementare prevăzută în Constituția României, la articolul 72, și de asemenea în legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, la articolul 20. Ce presupune imunitatea parlamentară? Este un ansamblu de norme legale derogatorii de la dreptul comun în scopul de a se asigura parlamentarilor independența în raporturile cu justiția. Imunitatea parlamentară începe din timpul exercitării mandatului, se încheie odată cu depunerea jurământului de, și validarea, bineînțeles, de parlamentarii noi aleși. Nu se poate renunța la el. Mandatul este imperativ și de ordine publică. El poate fi decât retras de camera din care face parte deputatul sau senatorul. Când vorbim însă despre imunitate, avem două situații. Imunitatea în legătură cu justiția, și aici mă refer la articolul 72, alineatul 2, și imunitatea privind opiniile, adică deputatul sau senatorul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
De aceeași modalitate constituțională se bucură și președintele României, adică nici el nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Însă, articolul 72, alineatul 2, spune foarte clar că deputatul sau senatorul poate fi reținut, poate fi urmărit penal și trimis în judecată pentru fapte care nu au legătură cu exercitarea mandatului sau mai clar cu voturile sau opiniile politice exprimate în timpul mandatului, dar nu poate fi percheziționat, reținut, arestat fără încuvințarea camerei din care face parte după ascultarea sa. Urmărirea penală și trimiterea în judecată se face de către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Însă, în caz de infracțiune flagrantă, deputatul sau senatorul poate fi reținut și supus percheziției, însă ministrul justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei, din care face parte deputatul sau senatorul, în legătură cu dispunerea acestei măsuri, iar dacă respectiva Cameră consideră că nu există temei pentru a se menține această măsură, hotărăște revocarea acestei măsuri, evident, prin vot. De ce? Parlament egal popor. De asemenea, o să discutăm și despre aspecte ce țin de gestionarea de către Guvernul României, de către statul român, a principalelor probleme cu care ne confruntăm, facturi la energie, situația din agricultură generată în mod special de creșterea masivă a prețurilor la produsele alimentare, la benzină, la orice alte produse cu 10-15%, de asemenea să putem analiza o situație de perspectivă în legătură cu ceea ce s-ar putea întâmpla mai rău din acest punct de vedere, motiv pentru care vom avea prin telefon în această seară, prin intervențiile lor, pe domnul Petre Daia, fost ministru al agriculturii, și în partea a doua pe domnul Valeriu Tabără, de asemenea fost ministru al agriculturii, actualmente calitatea dânsului este de președinte al Academiei Române pentru horticultură și agricultură. Deci, în acest context, o să vedeți că aveți și posibilitatea de a putea intra prin telefon în a discuta cu invitații mei din această seară și haideți să vă prezint în primul rând invitații din această seară. Domnul Răzvan Condurățeanu, fost deputat în Parlamentul României, actualmente membru al Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Condurățeanu! Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră! Domnul Vasile Negrilă, care este președintele Organizației București a Partidului României Europene, pentru prima dată prezent în platou Capital TV, îl salut cu această ocazie. Bună seara noastră și telespectatorilor noastre. Și domnul Ovidiu Hurduzeu, care este vicepreședintele Mișcării Pământul Strămoșesc din România, al cărui președinte este domnul Călin Georgescu al acestei mișcări. Vom vedea imediat strategia pentru agricultură și probabil cum poate fi în acest context al scumpirilor în masă pusă în aplicare acel proiect, acel program apă, hrană, energie, nu? Bun. Încep cu dumneavoastră, domnule Hurduzeu. Ați avut niște propuneri legate de cooperative, legate de relansare economică sau, eu știu, cum vedeți dumneavoastră, pentru că Pământul Strămoșesc este practic, eu știu, o sintagmă în această mișcare care are în vedere în mod expres ca România să aibă din nou o agricultură eficientă și apoi alte aspecte ce țin de nivelul de trai al românilor. Un singur aspect vreau să mai spun, am spus-o de fiecare dată, însă mă simt nevoit să o repet, că potrivit Constituției, articolul 47, care se referă la nivelul de trai, statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Din păcate, până acum n-a făcut-o. Vă rog. Primul rând, bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Aș începe totuși cu să ne ducem puțin în timp. Înainte de
aderarea României la Uniunea Europeană. Se tot spune că oamenii noștri politici nu au negociat nimic sau negociat în genunchi. Hai să vedem ce declara în 2006, de exemplu, un ministru al finanțelor. Declara următoarele. Sper să înțelegem că, deși țăranul român ne este foarte drag, fermierul european este singurul care trebuie să existe. Deci, cum ar fi putut clasa politică, pornind de la aceste idei, să negocieze ceva în favoarea țăranului român sau agriculturii românești? În 2005, un ministru delegat pentru comerț spunea cu subiect și predicat: numărul celor care lucrează în agricultură este foarte mare, reprezintă 31% din populația activă a țării, ceea ce nu este un lucru bun. Deci, dintr-o dată, se vede că României i s-a impus un model de agricultură care a fost acceptat în genunchi. Și care este acest model? Acest model este modelul agriculturii așa numite productiviste, pe model industrial, care poate să fie aplicabil în țările din vestul Europei, în Statele Unite, dar nici într-un caz în România, unde avem o clasă țărănească și avem un sat românesc care practică agricultura tradițională de sute și sute de ani și este mai mult, satul românesc este mai mult decât un practicant al agriculturii, este un deținător, o matrice a tradițiilor și însă și vatra neamului românesc. Deci, practic, prin aderarea României la Uniunea Europeană, s-a hotărât distrugerea agriculturii tradiționale. Dar cine românești? A hotărât asta? S-a hotărât la nivel, nu știu, pentru că astăzi, nu știu dacă știți, dar Consiliul Uniunii Europene, de fapt Uniunea Europeană, a hotărât ca în materia produselor agricole, TVA-ul, cel puțin în această perioadă, să fie zero. O să vedem dacă se și aplică cel puțin în România. Vă rog. Nu, în România nu se aplică, fiindcă în România, în primul rând, 80% din produsele agricole finite, cele care sunt distribuite prin, comercializate prin comerț, sunt comercializate prin hipermarketurile străine. Deci 80% din avem un deficit comercial de produse agroalimentare în jur de 2 miliarde de euro pe an, în condițiile în care cantitativ, subliniez cantitativ, avem excedent de câteva milioane de tone. Ce înseamnă asta? Un exemplu, exportăm grâu și importăm făină. Da, însă v-aș mai întreba ceva în concordanță cu titlul emisiunii, adică promisiuni politice neonorate, neîndeplinite. De ce a apărut mișcarea Pământul Strămoșesc sau, mai clar, și chiar Alianța pentru Unirea Românilor Antisistem, în condițiile în care tot timpul se promitea la nivel de relansarea agriculturii, că România va redeveni grânarul Europei, că o să vedem cum facem cu irigațiile. Totdeauna politicienii făceau fel de fel de promisiuni în cadrul programului de guvernare. Chiar și acum sunt fel de fel de măsuri trecute la capitolul politica agricolă din partea României, în concordanță cu politica agricolă comună de la Uniunea Europeană, însă nu se întâmplă nimic. PNRR-ul, în PNRR nu avem niciun leu trecut, niciun euro pentru irigații. Pentru irigații. Vă rog, pentru că așa a spus Consiliul European. Nu puteau fi trecuți, am trecut la un moment dat, dar am renunțat. Vă rog. Deci, că ați adus vorba despre irigații.
Da. În domeniul irigației este dezastru. În primul rând, vechiul, chiar dacă am avea vechiul sistem comunist, era un sistem care mergea, să spunem așa, un sistem antinatură. Adică extragea apa din Dunăre, era energofag. Ceea ce avem noi nevoie astăzi este de un sistem de irigații care să folosească râurile interioare. Bineînțeles că nu avem bani. Dacă Uniunea Europeană nu ne dă niciun, nu este alocat niciun leu pentru ne bazăm pe Dumnezeu. Dumnezeu, știți, este cel mai bun manager în agricultură. Dacă vrea să ne dea apă, ne dă. Nu vrea, asta este. Vă rog. Deci asta este. Că ați adus vorba despre grânarul Europei. Știți de ce eram noi grânarul Europei în interbelic? Nu fiindcă era, vindeam, noi aveam o cantitate extraordinar de mare de grâu, fiindcă Franța, de exemplu, producea mai mult decât România. Dar Franța importa făina de la noi. Noi aveam cea mai bună făină din lume. Și francezii aveau nevoie pentru produsele lor de patiserie fină și... deci grâul românesc tradițional era extraordinar. Da. Nu mai avem. Deci nu mai putem să avem puțin. O nișă. Îl avem pe telefon pe domnul ministru Petre Daia. Bună seara, domnule ministru. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Sunteți în direct la Capital TV. Vă ascultăm cu drag. Mă bucur că sunteți din nou cu noi în direct. Mă auziți? Da, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre și salutul de respect pentru cei ce aveți. Da. În direct. Vă ascult. Întrebarea mea este, având în vedere previziunile deloc pozitive pentru cetățenii români în legătură cu prețurile produselor agricole, pâine, carne și așa mai departe. Ce putem face? Sau încotro ne îndreptăm? Astăzi, nu știu dacă ați văzut, era un titlu pe mai multe posturi de televiziune că o pâine o să coste cât un kilogram de carne. Cum comentăm o astfel de situație? Sigur, e departe de mine o asemenea comparație și o asemenea situație și evident că imaginea fiecăruia este pusă la încercare în momentul în care vede această situație extrem de grea pe care o trăim astăzi datorită scumpirii în general, datorită escaladării prețurilor la energie și la gaze, la combustibil. Și evident că oamenii se gândesc ce se întâmplă cu hrana, pentru că în fiecare moment când intri în sol cu un utilaj trebuie să consumi motorină, când intri într-un spațiu de creștere a păsărilor sau a animalelor te întâlnește cu consumul de energie sau dacă te iei pe drumul pâinii de la bobul de grâu până la pâinea pe masă, evident că pornești de la motorină și te oprești la gaze știind că în cuptor se plămădește acel aliment cu multă migală și cu un consum mare de energie și de gaze care costă. Pur că fiecare dintre noi își pune întrebarea, dom'le, ce se întâmplă? Eu spun că acum situația trebuie rezolvată rapid privind prețul la energie și la gaze, știindu-se că fără acestea nu se poate să obții producția agricolă, la care adaugi evident consumul de îngrășăminte, care este un factor de vegetație fără de care nu poți să obții ceea ce fermierii își doresc întorcând brazda țării.
într-un cuvânt, fără îngrășăminte și fără energie în general, nu poți să faci producție agricolă. Acestea fiind astăzi la prețuri pe care le cunoaștem cu toții, evident că îngrijorarea intre în sufletul fiecăruia dintre noi și evident încep calculele care pot fi într-un fel ținute în vadul logicii, altele sigur că pot fi interpretate în fel și chip, și eu n-aș vrea să intru în zona aceasta apocaliptică și nu-mi plac abordările nihiliste, dar evident că ne confruntăm cu o situație deosebit de grea și am spus-o și o repet, sediul materiei la această dată este la Ministerul Energiei. Cunosc eforturile pe care le fac fermierii, știu bine care sunt politicile și instrumentele de intervenție ale Ministerului Agriculturii. Au fost puse în mișcare o serie întreagă de mecanisme folosindu-se de instrumente de sprijin care sunt necesare în agricultură. Se pun în mișcare sume importante de bani pe atât pe subvențiile directe cât și pe cele indirecte privind mecanismele europene și banii de la bugetul statului. Într-un cuvânt, se acționează în această direcție, dar dacă nu se intervine în rezolvarea problemelor pe care le înțelegem fiecare dintre noi că sunt presante, lucrurile evident că nu pot avea o finalitate cum se cuvine. Revenirea la ordonanța 114 ar fi o soluție, deși nu are legătură cu agricultura foarte mult, dar vă întreb, ar fi o soluție? Domnul Liviu Dragnea asta a spus, domnul Teodorovici la fel, asta a spus acum câteva zile. Dumneavoastră ce credeți? Ținerea sub control a prețurilor la energie și la gaze, evident că este o măsură care trebuie să fie luată în seamă, dar ea nu trebuie să întârzie. Evident, pentru acum ține de voința guvernului. Pentru că dacă vorbim despre ceea ce ne așteaptă și nu intervenim concret și imediat, lucrurile sigur că nu se pot îndrepta. Ce poți face astăzi și nu faci mâine, nu are rost în cutie, întrucât în agricultură fenomenele care se derulează nu pot fi lăsate la voia întâmplării sau pur și simplu să intervii cu o întârziere, efectul poate fi nul sau el poate să te ajute, dar într-o măsură foarte mică care nu este îndestulător. Corect. Domnul Vasile, da, vă rog, domnul ministru. Duceți-vă ideea. Domnul Vasile Negrilă, președinte al Organizației București a Partidului României Europene și fost director la ADP Sector 4, vrea să vă adreseze o întrebare. Bună seara, domnule ministru. Bună seara, să dumneavoastră, vă rog. Să știți că sunt un fan de al dumneavoastră, vă respect foarte mult și v-am urmărit cu mare interes. Din punctul meu de vedere, cred că sunteți poate printre puținii ministri ai agricultului care într-adevăr chiar știe ceea ce face și chiar are expertiza. Vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră și eu nu mă ascund să spun că iubesc, chiar dacă sunt de unde sunt, iubesc Partidul Social Democrat, acolo m-am născut, acolo m-am format. Ați spus la un moment dat prin programul de guvernare că guvernul va sprijini alocarea de resurse financiare de la buget pentru refacerea și dezvoltarea sistemelor de irigații, pentru combaterea eroziunii solului și a protecției împotriva inundațiilor. Știți cumva dacă s-a luat această măsură sau urmează să fie implementată? Categoric da. Și este o măsură necesară, țării, și mie îmi pare rău că această măsură
nu a fost, spun eu, continuată, știind de faptul că din 2017, prin programul aprobat prin lege de către Parlamentul României, am pus în dispozitivul juridic acea obligativitate de a reface sistemul de irigație până la reabilitarea lui până în 2020 la 2 milioane hectare, în așa fel încât să putem folosi resursele de apă pe care le avem și să intervenim atunci când natura nu ne este prietenoasă, iar plantele ridică nevoia sau se simte nevoia de apă, cu alte cuvinte, să intervie prin irigarea culturilor în așa fel încât să ai stabilitate în producție și să ai randamentele pe care le consideri posibile de realizat în momentul în care te apuci de activitate. Într-un cuvânt, fermierii folosesc acest instrument. Din nefericire, știm ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, această activitate a fost întreruptă. Acum însă, în programul de guvernare există, pe de o parte, această măsură, pe de altă parte există și în buget sumele necesare pentru a continua activitatea în domeniu. De asemenea, știu și este de apreciat măsura pe care a luat-o Ministerul Agriculturii, înțelegând aici programul de irigare a culturilor în acest an, cu punerea în mișcare a sistemului de irigații mai devreme ca în alți ani, dat fiind faptul că trebuie să fim pregătiți și să intervenim când este nevoie. Într-un cuvânt, sunt acțiuni concrete și e bine ca aceste acțiuni să se intensifice și știu că există preocupare în acest domeniu, iar Ministrul Agriculturii are în vedere această situație deosebit de dificilă în care ne aflăm, iar măsurile concrete se îndreaptă în această direcție, și anume refacerea sistemului de irigație și activarea lui mai devreme ca în alți ani, știind ce înseamnă în câmp nevoia de apă pentru plantele de cultură. Iertați-mă, domnule ministru, mai revin cu o întrebare. Astăzi, în urma unei discuții telefonice pe care am avut-o cu un foarte bun prieten de-al meu din satul mare, un fermier care muncește foarte mult și care își iubește foarte mult meseria, îmi spunea și se plângea că în materie de fonduri europene, în ceea ce privește agricultura, fermierii nu sunt ajutați. Practic, fonduri europene au o absorție foarte mică, fermierii fiind în imposibilitatea de a atrage fonduri europene, pentru că firmele care se ocupă de această problemă de a atrage fonduri europene le cer foarte mulți bani la început și ei, neavând, nu fac față. Cum poate oare guvernul sau cum poate cum PSD-ul, că vorbim de PSD care este la guvern, cum poate ajuta, cum poate veni sprijinul fermilor să poată ajuta să atragă aceste fonduri europene? În primul rând, fac o remarcă care merită făcută, anume aceea că în agricultură, de-a lungul vremii și în mod deosebit în perioadele în care Partidul Social Democrat a fost la conducerea țării, sumele rezervate fermierilor care aveau ca sursă bugetul Uniunii Europene au fost acordate la timp, iar gradul de accesare a fondurilor europene a fost aproape de 100% pentru plățile directe și, evident, în pas cu graficul de absorție pentru pilonul 2, înțelegând aici dezvoltarea rurală, iar această accesare a fondurilor europene a dus în România sume importante și avem, evident, și în perioada asta 2021-2027 o sumă importantă pentru țară, peste 22 de miliarde euro, din care 7 miliarde în perioada aceasta de tranziție 2021-2023, folosindu-se mecanismele de vechi din politica agricolă specifice perioade 2014-2020 și
cu Planul Național Strategic, la care s-a lucrat foarte mult în această perioadă, iar Ministrul Agriculturii a rezervat mult timp dialogului cu fermierii. Trebuie să accesăm în perioada 2023-2027 în jur de 15 miliarde euro. Da, sunt o serie întreagă de măsuri care au facilitat acest drum al absorbției fondurilor europene, care să vină în ajutorul fermierilor, în așa fel încât aceste sume să fie în buzunarul, sau mai bine zis, în acțiunea concretă a fermierilor pentru dezvoltarea agriculturii românești. Lucrurile acestea se văd și e un lucru îmbucurător față de alte fonduri europene în agricultură. Gradul de accesare este cel care vă spuneam, de aproape în totalitate la plăcile directe și în întregime, zic eu, pentru pilonul 2 de dezvoltare rurală. Sigur că și în acest mecanism de asociere apar și cei care asigură pe de-o parte consultanța, care deschid drumul cunoașterii pentru fermieri și care pilotează pe cei care se apucă de o afacere, și aceasta se face evident la înțelegere cu fermierii și spunându-le din capul locului când fac contractul de consultanță cât îi costă și apoi încep să se deconteze unele față de ceilalți. Din nefericire, și înțeleg îngrijorarea celui care v-a pus o asemenea întrebare, unii dintre ei doresc să câștige mult într-un timp scurt. Această dorință de multe ori produce pe de o parte rău și iată că un disconfort pentru cel care este în situația de a accesa fonduri europene, dar ulterior și în dreptul celui care face acest lucru, pentru că reclama lui este defavorabilă când vrei să iei bani repede și pe foarte, foarte mulți. Într-un cuvânt, vrei să te saturi rapid așa și atunci te mai și neci. Iar ei sunt mulți dintre ei, au ieșit din piață și fermierii știu acum cu cine intră în colaborare pentru a executa lucrări, pentru a executa proiectele respective care aduc banii de care vorbeam. Da. Vă mulțumesc pentru răspuns, domnul ministru. Ca de obicei sunteți foarte explicit. O ultimă întrebare și cu asta închei. Știți foarte bine că în Ungaria este interzis prin lege vânzarea terenului agricole. De ce nu se poate aplica și la noi? De ce nu se poate lua o astfel de atitudine, o astfel de lege și la noi în țară? Și la noi în țară este o lege care pune stabilă unui asemenea proces. Știm foarte bine că noi prin tratatul de aderare am avut această condiționalitate de a liberaliza piața funciară și am făcut acest lucru cu obligativitatea de a face actele normative necesare pentru a liberaliza piața începând din 2014. Dacă îmi permiteți, domnul ministru. Evident că la timpul potrivit puteam să prelungim această obligativitate până în 2017, folosindu-ne sigurile de mecanismele pe care le aveam la îndemână atunci. Am pierdut cadența unei asemenea decizii, dar iată că a apărut legea 17 pe care am amendat-o apoi și spre satisfacția tuturor și inclusiv a celor care pun asemenea întrebare, pentru că fiecare zice, domne, își pune în fața sa semnul acesta al întrebării. De ce facem acest lucru în condițiile în care românii noștri au și tare la această dată
și știința necesară de a lucra terenul, dar nu aveau posibilitatea capitalului sau nu dispuneau de un asemenea capital, pentru că era la început, eram la început de drum și nu se cristalizase capitalul în România și în concurența aceasta pe piață, evident că românii nu aveau întâietate. Atunci am modificat, am făcut modificarea legii 17 și am pus acele sertare de preemțiune unde am pus, să zicem, acele praguri și drepturi de preemțiune într-o ordine care ne interesează pe noi și care protejează cumpărătorul român. Într-un cuvânt, legea de astăzi, care este în funcțiune, restricționează această posibilitate pentru cei care nu au, pentru cetățenii din afara țării. Într-un cuvânt, avem mecanismul juridic pentru a da posibilitatea ca românii să cumpere teren, întrucât, am spus-o și o repet, în România este singurul mijloc de producție care se mai află în mâna românilor și pe care, evident, trebuie să-l păstrăm în interes pentru țară și pe care să-l folosim în așa fel încât să dăm hrană românilor și nu numai românilor, știind, pe de o parte, potențialul productiv al solului pe care îl avem și capacitatea de producție pe care o putem dezvolta folosind, pe de o parte, pregătirea fermierilor și dotarea tehnică pe care am înregistrat-o de-a lungul vremii datorită tehnologiei dobândite în ultima perioadă de timp. Vreau să vin în completarea noastră și să știu că atunci când erați ministru, ați avut la un moment dat, ați mers pe consolidarea reformelor în domeniul fondului funciar. Și vreau să vă întreb dacă această măsură, dacă s-a continuat definitivarea procesului de intabulare a terenurilor agricole, inclusiv prin măsuri de sprijin în vederea finalizării succesiunilor. Da, bine, sigur, această operațiune este extrem de importantă și necesară țării și din fericire a fost voință politică și s-a acționat în această direcție, în sensul că s-au acordat sume de la bugetul statului pentru intabularea gratuită a terenurilor din România. Este un proces în plină desfășurare, este un proces greu și costisitor. Vedeți, în momentul în care am început să fragmentăm exploatațiile agricole după 1989 ca urmare a retrocedării terenurilor celor care au fost îndreptățite fiind un act juridic îndreptățit de voi și care trebuia să fie pus în mișcare, evident că în urma acestei fermițări a terenurilor prin retrocedarea pe vechile amplasamente am pus în pericol exploatațiile agricole și a trebuit să lucrăm timpul îndelungat și spun spre mulțumirea celor care au făcut acele acte normative, înțelegând aici legea arendării și concesionării. Astăzi avem exploatații agricole care se lucrează în regim economic și biologic care să satisfacă, pe de o parte, pretențiile fermierilor și în același timp să valorifice acest sol pe care îl avem și lucrându-l la timp și în condiții bune să realizăm producțiile care ne fac cinste în concurența aceasta agricolă, știindu-se că România, fiind o țară cerealieră și datorită tehnologiei și modului în care au lucrat terenul fermierii, au putut să obțină 3 ani de zile la rând locul 1 în Uniunea Europeană la producția de porumb și de floarea soarelui și fiind pe locuri fruntașe la toate celelalte culturi, în așa fel încât prin lucrarea terenului să obținem venituri atât fermierilor și evident și țării în general prin însumarea rezultatelor de către fiecare fermier, în beneficiul
bunăstării populației și, evident, în liniștea aceasta sufletească pe care o urmărim de fiecare dată când știm că hrana trebuie să o avem în fiecare zi și pentru fiecare în parte și să avem această siguranță a stabilității în agricultură. Da, domnul Ovidiu Hurduzeu, vicepreședinte Mișcarea Pământul Strămoșesc, unde domnul Călin Georgescu este președinte, vrea să vă adreseze și dânsul o întrebare sau două, nu știu. Bună seara, domnule ministru. Aș vrea să vă întreb un lucru. Tot ceea ce spuneți dumneavoastră și ați oferit o imagine foarte în roz a agriculturii românești și sper să fie adevărată. Când vă ascultam, mă gândeam că suntem la nivelul Franței deja în agricultură. Aș vrea să vă adresez o... Dumneavoastră ați vorbit de fermieri și de fapt de marile fermieri. Ce facem cu mica fermă de familie? Ce facem cu gospodăria țărănească? Ce facem cu agricultura de subzistență? Acesta este de fapt pământul strămoșesc. Dacă vine un turist străin în România, el vrea să vadă o gospodărie țărănească de subzistență, nu vrea să vadă o mare latifundie unde lucrează niște tractoare imense pe niște culturi date cu de asta chimicale. Deci ce fel de agricultură? Ce fel de agricultură vrem să facem în România? O agricultură productivistă în care fermierul să fie un poluator sau vrem să facem o agricultură în care țăranul să fie, cum să zice, cel care hrănește pământul și hrănește în același timp populația țării. Da. Deci, mica fermă de familie. Ce facem cu agricultura sustenabilă? Doi, cu cadastru. Că a spus că cadastrarea pământurilor este un lucru foarte bun. Eu cred că nu este chiar atât. Adică, teoretic, este foarte bun. Dar, de fapt, cadastru s-a făcut pe gratis ca să se concentreze terenurile și să se vândă străinilor. De asta s-a făcut pe gratis. Da, vă rog, domnul ministru. Sigur, n-aș intra în zona aceasta a interpretărilor în sensul că s-a făcut această cadastrare urmare a unei dorințe de a fi pus în mișcare de suprafețe întinse pentru a intra în piața funciară. Da. Sigur, este foarte important acest lucru și merită să-l abordăm din toate punctele de vedere, însă întrebarea dumneavoastră are miez și mă bucur că o puneți și evident că ea fotografiază realitatea României și preocuparea noastră. Motiv pentru care spun că aceste gospodăria țărănească, pentru că noi avem în România în jur de 1.800.000 de proprietari care au sub un hectar de teren, care înseamnă, din memorie spun, 640.000 hectare și iar 1.500.000 de proprietari care au o suprafață între un hectar și 10 hectare însumează vreo 4,3 milioane hectare. Restul de aici încolo intră în suprafețe mari de exploatații care înseamnă undeva suprafața sau dacă privim țara în partea aceasta de întinsă a țării, iar celelalte suprafețe în zona colinară și de munte. Aici sunt două lucruri. Pe de o parte, trebuie să stabilizăm și să dezvoltăm fermele mari care au avut posibilitatea să se închege urmare a celor două legi de care eu spuneam, de legea concesionării și legea arendării, și s-au creat acele exploatații unde majoritatea fermierilor cultivă cereale sau plante tehnice pe suprafețe mari cu tehnologii care sunt impuse de cerințele plantei, iar în zonele acestea unde se află gospodăria țărănească, evident că trebuie să ne îndreptăm cu măsuri de sprijin, iar în Planul Național Strategic
care vizează perioada 2021-2027, evident, cu perioada asta de tranziție de care spuneam, 2021-2023, și care vizează o direcție de susținere efectivă spre fermele acestea de familie. Ele au acum posibilitatea folosirii unor instrumente de sprijin de la Uniunea Europeană, iar la Ministerul Agriculturii, prin efortul celor care conduc acum Ministerul Agriculturii, a pus în mișcare o serie întreagă de măsuri care le-au așezat și pe în comunicarea publică pentru a fi în dialog cu cetățenii, să dăm sprijin acestor ferme și să dezvoltăm această gospodăria țărănească în așa fel încât să avem stabilitate în România, indiferent de zonă, pentru fiecare fermier. Deci, în mod deosebit pentru zona montană, unde avem o suprafață importantă în România, care înseamnă undeva la 26% din suprafața agricolă a țării și unde avem peste 30% din unitățile administrativ teritoriale, acolo este un pachet de legi, de 6 legi aprobate de Parlamentul României aproape în unanimitate și pe care acum în bugetul din anul acesta 2022 le susținem cu bani din bugetul național, dar și cu sume importante puse, spuneam, în planul național strategic pentru a folosi banii europeni cu destinație spre fermele acestea mici, extrem de importante din toate punctele de vedere. Atât din punct de vedere al folosirii terenurilor respective, cât și al stabilității populației din zonă, cu efecte economice și sociale și pe care le întrezărim cu toții și de care mă bucur că ați amintit și dumneavoastră până asemenea întrebare. Într-un cuvânt, este o activitate serioasă și în această direcție, dar, cum știm cu toții, procesul acesta de revitalizare și în același timp de creștere a randamentelor și de stimulare a producției necesită și timp și, evident, preocupare permanentă de care trebuie să ținem seama și să facem ce trebuie în fiecare zi și în fiecare moment. Mulțumesc, domnul Răzvan Cândurățeanu. Vreau să vă întreb ceva. Bună seara, domnule ministru, și mă bucur că vă aud. Eu cunosc bine activitatea dumneavoastră și știu că sunteți un ministru și politician și profesionist în același timp în domeniul agriculturii. Știu activitatea dumneavoastră de când ați început să faceți târgurile pentru micii producători și mersul dumneavoastră pe câmpurile românești și văzând acolo situația concretă și reală din agricultura românească până la cornoranii care au făcut problemele care le creaseră în perioada aceea și văd că și acum în momentul ăsta ne lovim de aceeași problemă. Dar eu vreau să vă întreb și un singur lucru scurt. Cum vi se pare în program acum o discuție și pe viitor o soluție pentru a aduce TVA-ul zero la alimente și să aducem o plafonare la 1,63 la combustibilul din care merge în agricultură? Eu v-am auzit cu multe întreruperi. Mi-aș și vă îngădui să vă solicit să mai puneți o dată întrebarea ca să știu în ce direcție mă îndrept cu răspunsul. Numai că o să am rugăminte, domnul ministru, pentru că ne apropiem de pauză. Dacă se poate, după un scurt moment de publicitate, să mai rămâneți cu noi 5 minute, fiindcă am și o întrebare foarte importantă de la un telespectator. Deci pauză, revenim și apoi domnul Cândurățeanu o să repete întrebarea, da?
Am revenit în platou Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în politică. Promisiuni politice neonorate este titlul emisiunii noastre de astăzi. Aștept să intrăm din nou în legătură cu domnul ministru Petre Daia, fost un ministru al agriculturii, pentru a ne mai răspunde la două întrebări și încă o dată vă prezint invitații, și anume domnul Răzvan Cândorățeanu, fost deputat în Parlamentul României, actualmente membru PSD, domnul Ovidiu Hurduzeu, vicepreședinte Mișcarea Pământul Strămoșesc, și domnul Vasile Negrilă, președintele organizației Partidul României Europene, filiala București. Da? Bun. Am stabilit foarte clar anumite aspecte, cel puțin n-am avut timp să discutăm de promisiuni neonorate. E adevărat, ele sunt concepute în toate domeniile vieții economico-sociale, fiindcă nu știu dacă putem vorbi de incompetență, cel puțin în ultimii ani, da, am discutat în pauză că avem în acest moment unul dintre cele mai slabe parlamente pe care le-a avut România, din punct de vedere al pregătirii și din punct de vedere a modalității de exprimare a parlamentarilor. Dacă s-a făcut, s-a refăcut legătura cu domnul ministru Daia, o să vă anunț imediat. Însă, economia României, am spus-o și ieri, este economie de piață, bazată pe liberă inițiativă și concurență. Statul trebuie să asigure libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție, luarea măsurilor de dezvoltare economică, având în vedere piața valutară, având în vedere piața bancară, în concordanță cu interesul național. Din păcate, asta nu s-a întâmplat, cel puțin în ultimii ani. Exploatarea resurselor naturale în concordanță cu interesul național. De asemenea, dezvoltarea științei, a învățământului, a creativității și a artei și a spiritualității. Refacerea și ocrutirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic. Crearea condițiilor pentru creșterea calității vieții. Îl avem din nou în legătură cu noi pe domnul ministru Petre Daia. Dau cuvântul domnului Răzvan Cândorățeanu să repete întrebarea. Mulțumim, domnule ministru. Vă rog. Domnule ministru, acum mă auziți? Vă aud, e un ecou acolo, e un ecou care deformează vocea și evident aud greu, dar mă străduiesc să rețin întrebarea dumneavoastră cu rugămintea ca să mă înțelegeți și pe mine în acest, să-mi înțelegeți dificultatea aceasta pe care o am în momentul acesta, nu știu din ce motive, dar vă rog. Da, nu mai repet încă o dată ce am spus și am spus de experiența dumneavoastră și faptul că sunteți un om politic și un profesionist în domeniul agriculturii, de la toată activitatea care ați avut-o în trecut. Întrebarea mea era una foarte punctuală. Că vreau să știu punctul dumneavoastră de vedere și cum vedeți dumneavoastră din poziția de politician și profesionist din agricultura românească, vreau să vă spun să-mi spuneți cum vi se pare acum negocierile care au loc sau discuția sau planul care se va fi de acum încolo pe termen mediu și lung în domeniul TVA-ului zero la alimente și a plafonării la 1,63 a motorinei care din agricultură. Sigur, aștept și eu să văd cum se concretizează aceste măsuri. Evident că orice măsură care vizează reducerea costurilor de producție la fermier și la agricultură, înțelegând aici tot lanțul, este binevenit. Însă problema de fond la această dată este problema producției. Și trebuie neapărat Ministerul Energiei să găsească soluția pentru prețurile acestea extraordinar de mari pe care le avem la energie și la gaz. Știu situația și am un exemplu concret, dar acest exemplu este la fiecare producător din țară. Știu că un
fermier puternic care crește în avicultură și care are activitate în avicultură și crește atât efectivele de păsări și procesează, gazul în cifra de afaceri, prețul gazului la cifra de afaceri într-o lună, înainte de scumpire, era de 6,57%. Sau mai bine zis, ponderea valorii acestui input era de 6,57%. După liberalizare, acum, este peste 71,4%, enorm. Ori această situație nu poate trena. Dacă ea nu se rezolvă rapid, se închide producția cu consecințe recunoscute de către fiecare dintre noi, care înseamnă mai puține produse pe piață din România, cu efecte asupra, cu efecte sociale și evident cu efecte economice și asupra vieții societății respective și asupra bugetului, știindu-se că în agricultură, din activitatea de producție, statul câștigă pentru că se obține o producție care se rostogolește în România și care prin mișcare ei produce beneficii acid, atât la bugetul statului, cât și fermierilor și acelora care intră pe lanțul acesta de producție. Într-un cuvânt, orice măsură este binevenită, dar să nu se întârzie. Dar, reținem, dar important, sau mai bine zis, este extrem de necesar să vedem astăzi producătorul agricol. Pentru că noi folosim hrană acum realizată de-a lungul vremii cu diferite costuri. Cu costuri din anul cu cheltuieli din anul precedent, când prețul la inputuri era mai mic, în momentul în care aceste inputuri sunt la prețuri cât mai sus, ele prețează pe cost, unii pot să-l ducă în spate societăți mai puternici o perioadă de timp, o lună, două, dar mai mult nu, și atunci reflexiv vor opri producția, vor redimensiona în sens negativ, adică o va micșora sau va stopa. Eu cunosc la ora actuală o societate care a oprit activitatea din care obținea în fiecare an 9 milioane de pui la îngrășat. Ori asta înseamnă că o jumătate de pui nu mai este în stomacul românului. Și el trebuie să-l și asta trebuie completat de undeva. Fie cu un alt aliment sau cu cantitatea necesară, dar asta din import. Lucrurile sunt extrem de depresante și ele trebuie rezolvate în regim de urgență, în așa fel încât să putem salva la timp producția agricolă și cea agroalimentară, gândindu-mă atât la producția primară, cât și la lanțul acesta de procesare, care înseamnă industria alimentară. Cunosc brutării care plătesc, au făcut contracte cu presiunea momentului la valori de gazului de șase ori mai mari. Ori aceste costuri, aceste prețuri se vor translata pe procesul de producție și se vor regăsi în produsul final. Și se întâlnește evident pe piață cu o putere de cumpărare redusă. Și de aici care poate fi rezultatul? Consecința. Omul cumpără cât poate să aibă în buzunar, deci iată, cumpără mai puțin în condițiile în care
n-are, are venitul pe care îl are și știm cu toții că e mică puterea de cumpărare, mănâncă și mai puțin săracul, că mănâncă mai puțin. Nu se îndestulează. Se adresează unor produse mai ieftine și de calitate îndoielnică. O serie întreagă de necazuri pe care le putem întrezări fiecare dintre noi și care, din nefericire, se întâmplă și la această dată. Da. Eu aștept, apropo de, mi-a spus întrebarea, ca un politic, eu aștept intervenția urgentă a Ministrului Energiei, că acolo este sediul materiei. Acolo este originea acestei situații dificile. Ei trebuie, ministerul trebuie să găsească soluția pe care o așteaptă toți, pentru că energia, să știți, numai, iertați-mă, se fac o asemenea afirmație, dar energia numai în cimitir nu se folosește, acolo peste tot. Da. Domnule ministru, aveți dreptate și cu asta închid și vă mulțumesc pentru răspunsul dat. Aveți dreptate și cetățeanul trebuie să înțeleagă în toată expunerea care dumneavoastră ați făcut-o aici, foarte corectă și foarte pertinentă pe agricultură, că în momentul de față trebuie oprită creșterea prețului la combustibil, că de aici pleacă toată această nenorocire. Da. De ieri trebuia oprită. Domnule ministru, dacă îmi permiteți, îmi cer scuze că intervin. Considerați că este necesar demisia Ministrului Energiei? Sigur, eu n-aș intra într-o asemenea discuție și gândiți-vă că sunt un om care cunosc mecanismele acestea ale guvernului și spectrului politic, așa este. Ea trebuie înțeleasă. În momentul în care ajungi într-o asemenea situație, nu trebuie să s-o ceară nimeni. Da. Am selectat o întrebare de la telespectator și atât, care mi s-a părut mie mai deosebită, și anume, dacă în loc de a plăti apa ajutor de calamități pe timp de secetă, nu-i poate obliga pe președinții de asociații agricole să se unească și să cumpere instalații de irigații, și a doua, de unde trebuia să înceapă cadastrarea de la gospodării ori cu terenurile agricole? Vă rog. Dacă vreți să mai repetați o dată întrebarea, n-am auzit. Care întrebarea? Prima sau a doua? Am în două sau nu știu cum, dacă sunt două întrebări. Eu văd că sunt cam două. Deci era așa. Vă rog. Dacă în loc de a plăti apa, ajutor de calamități, pe timp de secetă, nu-i poate obliga pe președinții de asociații agricole să se unească și să cumpere instalații de irigații. Întrebarea este de unde trebuia să înceapă cadastrarea de la gospodării ori cu terenurile agricole. Sigur, acum de unde să înceapă? Să înceapă dintr-o parte. Știți, când te apuci la treabă, începeva de undeva. Corect. Da. Indiferent de unde a început, e bine că a început. Important este să continue. Am înțeles. Dacă domnul Dumnezeu mai are întrebare, dacă nu, vă rog. Da, mai tare. Este clar că ridicarea acestor prețuri, mărirea prețurilor la energie, prețuri absolut insuportabile pentru toate sectoarele economiei, dar foarte dăunătoare agriculturii, trebuie rezolvată de urgență. Asta este clar. Cu hrana nu te joci. Deci asta suntem, cred că, cu toții de acord. Dar vreau să spun că în aceste situații de criză și în aceste situații de scumpire a energiei, aceste situații vor fi, această situație se va permanentiza. Să nu credem că se va reveni vreodată la o energie ieftină. Din vari motive, nu avem timp să discutăm acum de ce.
Deci trebuie să ne obișnuim cu prețuri mari la energie. Cum ne adaptăm? Eu cred că trebuie să redimensionăm întregul nostru sistem economic și mai ales să redimensionăm, să ne gândim foarte bine ce fel de agricultură vrem. Eu cred că o agricultură bazată pe gospodăria țărănească este mult mai rezilientă, mult mai adaptabilă unor astfel de condiții de criză energetică. Și vreau să vă spun, dacă vă duceți acum la un țăran și vreți să cumpărați o găină, o să vedeți că nu o să vă ceară un preț de 3 ori mai mare cum vi-l cere hipermarketul. De ce? Fiindcă costurile, energia în producția lui, în producția lui domestică, este o parte mult mai mică decât pentru supermarket sau pentru marele fermier care folosește în mod intensiv. Asta e o constatare. Da, deci, întrebarea. Deci ce ar trebui făcut? Eu nu pledez pentru neapărat numai să ne bazăm pe o agricultură bazată pe micul proprietar. Eu pledez pentru micul producător. Eu pledez ca acești mici producători să se asocieze în diferite forme de cooperare și una este cooperativa modernă. Da, domnul ministru. Sigur, aici este o temă mult prea largă ca să o expediem în exact câteva minute sau în câteva cuvinte, cum este cazul meu. Este o temă extrem de importantă care merită fi abordată multidisciplinar și multi-instituțional. Eu mă rezum însă să fac câteva afirmații care le socot eu acum necesare a le transmite în momentul acesta. Cele două, atât gospodăria țărănească și cât și mare exploatație agricolă, trebuie să coexiste. Corect. Și va coexista în înțelesul clar al abordării mele, în condițiile în care natural ele sunt așa. Una este activitatea în zona de nord și în special în zonele acestea deluroase, unde terenurile sunt pe suprafețe mici la distanțe unele de altele. Dumneavoastră știți foarte bine că înainte de 1989 aveam atât exploatații agricole în IAS-uri, în cooperative agricole de producție sau asociații intercooperatiste, așa, dar aveam și mica proprietate care o puteam spune în gospodării individuale. Noi, colectivizarea a lăsat la o parte 1.150.000 de hectare care au rămas în gospodăria individuală. Și de acolo, evident, că veneau produse pe un sistem centralizat, îl cunoaștem, care asigura aprovizionare, care asigurau hrana populației prin acele colectarea produselor. Într-o cuvânt, asocierea o văd în această zonă și a cooperativelor realizate în această zonă pe lanțul de comercializare. Terenul nu-l mai poți pune la un loc. Nu poți să iei o bucată de teren de pe un deal și o pui lângă celălalt. Nu, sub nicio formă. Ele însă, sigur, aici sunt sisteme cooperatiste și cooperativa trebuie avută în vedere în înțelesul bun al cuvântului, pentru că lumea este reticentă la acest cuvânt, știindu-se necazurile pe care le-au întâmpinat de-a lungul vremii și cât de mult a fost defăimată această structură din necazurile care au fost înregistrate de-a lungul vremii. Deci cooperativ, procesul acesta de asociere trebuie continuat și există mecanisme de stimulare și iar politica agricolă comună în viziunea aceasta 2021-2027 are asemenea obiective pe care le susține financiar cu bani pentru a stimula asocierea și trebuie să o dezvoltăm
Așa, dar în același timp trebuie să păstrăm exploatațiile mari, iar aici cu energia e de acord. Se vor schimba multe lucruri, însă să nu schimbăm ceea ce am învățat bine și ceea ce am înregistrat ca experiență pozitivă de-a lungul vremii. Să nu ne apucăm să o luăm de la început acum în valuri pentru fiecare etapă când dăm de o anumită greutate. Nu! Sigur că prețul este mare acum la energie, dar noi suntem producători de energie. Aici trebuie să vedem ce înseamnă, cum legăm producția internă de energie de interesul statal, în așa fel încât să o învârtim în economie cu câștig pentru fiecare. Atât pentru producătorul de energie care o scoate prin tehnica folosită, fie că bărăm apa, fie că ne punem în fața soarelui cu instalații ca să facem energie, fie că ne punem în fața vântului pentru a produce energie, sau a găsi soluții de biocombustibil și să creăm independență energetică la fermierii cu posibilitatea de a transforma resursele naturale în energie electrică folosită în fel și chip pentru a diversifica producția de energie, ca să avem aceste elemente de sprijin în situații grele și nu numai în situații grele. Știm foarte bine că la fiecare unitate care se alimentează din sistemul centralizat de electricitate, ai și un grup electrogen. Când se întrerupe, îi dai drumul ca să meargă activitatea. Așa și aici nu fac această explicație pentru a se înțelege că sursele alternative de energie tot timpul trebuie să fie o preocupare în dezvoltarea economică și în dezvoltarea fiecărei activități consumatoare de energie electrică, în așa fel încât să nu oprească procesul de producție și să nu pierzi în totalitate ceea ce ai la un moment dat. Abordarea aceasta a temei pe care a pus-o de bună dreptate în discuție și merită mult mai mult timp pentru abordare. Mă văd acum în fața unei machete în care aș pune obiectivele statale și direcțiile de acțiune în așa fel încât să pot să prin sinergia lor să interpretez fenomenul în integralitatea lui pentru un scop statal cu rezultate pe care le urmărești pentru țara ta și pentru viața românilor. Da. Ultima întrebare, domnule ministru, vă rog frumos. Vă rog. În timpul mandatului dumneavoastră, un program sau un proiect aflat atunci în derulare, care n-a fost continuat după anul 2019, pentru că din octombrie 2019 a fost demis guvernul Dăncilă și, mă rog, a fost instaurat un nou guvern. Aveți un program, un proiect început de dumneavoastră în calitate de ministru al agriculturii, care, din păcate, n-a fost continuat și a produs efecte negative asupra dezvoltării agriculturii românești, pe care îl regretați? Vă rog. În cei 2 ani de zile, multe programe au fost abandonate, multe programe au fost obturate sau îngreunate în desfășurare, în derularea lor, prin mecanisme care n-au dat dinamism programului respectiv, dar spre bucuria noastră și a celor care ne aud, dar în primul rând al românilor și al fermierilor în mod special, toate programele care au fost lansate în perioada respectivă de către Partidul Social Democrat au fost reluate, acum au fost prinse în programul de guvernare și au și susținere bugetară în așa fel încât ele se deruleze. Eu am spus-o foarte clar și o repet cu obstinație. În agricultură este inadmisibil să întrerupi programe, iar politica din agricultură, politica agricolă nu trebuie să fie secvențializată pe cicluri electorale. Corect. Politica agricolă trebuie să aibă în vedere un multiplu de politică agricolă comună. Politica agricolă comună se face pe un ciclu de 7 ani. De aceea, în 2017, când am pornit la drum, sau mai bine zis, în 2016,
Când am pregătit programul de guvernare al Partidului Social Democrat, ne-am gândit că el se va derula până în 2024 ca să, să prindă aceste miezi al politicii agricole comune, pentru că de acolo ne luăm 60% din susținerea agriculturii. Vedeți dumneavoastră, în agricultură în fiecare an se introduce peste 5 miliarde de euro, majoritatea acestor bani vin de la Uniunea Europeană prin program de politică agricolă comună. Știu. Și atunci aceste proiecte, aceste programe pe care le lansez în viața economică a țării și cu destinație directă pentru agricultură, trebuie să aibă în vedere acest mecanism european. Și mai spun încă o dată, pe o proiecție, pe o schemă bugetară pe care trebuie să o ai în vedere. Anii agricoli nu se pupă cu anii calendaristici și nici cu anii bugetari. Anii agricoli se așează pe un an sau doi sau mai mulți ani, pe mai mulți ani calendaristici, și evident că trebuie să ai și o schemă bugetară, o schiță bugetară multianuală, în așa fel încât să ai continuitate. Cel mai mare rău pe care îl produce agriculturii este atunci și când oprești programele. Corect. Programele nu le mai reiei din punctul de unde s-au oprit, ele se degradează datorită faptului că majoritatea acestor programe se fac în câmpul liber, și mă gândesc aici, iată, la programul de irigații. Programul de irigații trebuia să fie continuat în ritmul care l-a stabilit Parlamentul României prin lege. Iată, avem lege. Că în momentul în care noi am pornit la drum și am lansat aceste programe, ne-am gândit să le dăm puterea necesară prin înserarea lor în legi, în așa fel încât, indiferent cine vine la putere, să pună în operă asemenea programe, să le continue, sigur, da. Ele să le îmbunătățească. Să le continue, de-a lungul vremii am putut constata un singur lucru și cu asta închei. Când doar în perioadele în care Partidul Social Democrat a fost la guvernare, atunci și numai atunci s-a construit în România. Și mă refer la mod deosebit în agricultură, unde și sigur că și în economie în general, dar aici în o situație exactă, dat fiind faptul că am coordonat acest domeniu, și aici este viața mea profesională și nu numai viața profesională, pentru că sunt peste 50 de ani de muncă și știu exact ce s-a întâmplat în agricultura țării și înainte de 1989 și după 1989. Corect. De la 1989 încoace, doar Partidul Social Democrat, prin guvernele pe care le-a instalat, prin voința politică și prin votul electoral, a pus bază programului de irigații. Numai atunci s-au construit și s-au reabilitat sistemele de irigații. Încolo, toate celelalte guverne n-au dat atenția cuvenită acestui obiectiv excepțional și de importanță extraordinară pentru agricultura țării, și anume a folosi apa pe care o avem în rețeaua hidrografică a României, atât de bogată și de atât de uniform repartizate pe teritoriul țării. Și păcat acest lucru. De aceea, repet și cu asta închei, cu rugămintea ca să înțelegeți și dumneavoastră că trebuie să închei totuși după un maraton așa de intervenție telefonică, că în agricultură programele nu trebuie să, din agricultură nu trebuie să vizeze perioade electorale, ci trebuie să fie un multiplu de politică agricolă comună, deci un multiplu de 7 ani și programe pe perioade lungi cu scheme bugetare în așa fel încât ele să fie continuate indiferent cine vine la guvernare, pentru că oprirea programelor este extrem de păguboasă pentru țară. Nu mai poți relua un sistem hidroameliorativ care îl oprește astăzi
să-l continui mâine din punctul în care l-ai lăsat. Nu! Vremea îți va demonstra și condițiile climatice vor acționa în degradarea lui și deci ești obligat să iei dintr-un alt punct mai în spate decât pe cel care l-ai lăsat și cu cheltuieli suplimentare, vedeți dumneavoastră astăzi, noi să continuăm lucrările în sistemul de irigație, trebuie să faci acte adiționale la contractele încheiate, pentru că sunt alte prețuri, alt consum de materiale, altă situație și, într-un cuvânt, lucrăm tot timpul, dar fără să finalizăm ceea ce am început. Da. Mulțumesc din suflet, domnule ministru, multă sănătate și vă așteptăm oricând la Capital TV. Seară frumoasă în continuare. La toți și salutul de respect pentru telespectatorii noastre care au avut răbdare să ne asculte. Păi, ați dat o adevărată lecție de agricultură. Mulțumim mult. Domnule Negrilă. Da, eu, dat fiind faptul că am venit aici și sunt reprezentantul Partidului Românii Europene, vreau să vin în completarea domnului ministru, să-i spun domnului colegului meu, domnului Hurmuzeu, că noi la partidul nostru avem și noi specialiștii noștri în agricultură și că și noi am venit cu câteva măsuri în ceea ce privește consolidarea fermelor de familie, care cred că este foarte importantă, susținerea investițiilor fermelor asociative, pentru că vedem că asta este principala, încurajarea fermelor mici și mijlocii, încurajăm aceste forme de a se asocia în cooperative, în grupuri de producători sau parteneriate între micii fermieri și consumatori pentru asigurarea lanțurilor scurte agroalimentare. În plus, noi avem prin specialiștii noștri și chiar am discutat zilele trecute la partid ca o măsură încurajarea consumului de produse autohtone. Am văzut, domnule Hurmuzeu... Două secunde, vă întrerup, domnul Tabără, cumva? Da. Domnul ministru Valeriu Tabără, fost ministru al agriculturii, actualmente dânsul este președintele Academiei Române de Științe Agricole și Silvice. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să intrați în direct cu noi. O întrebare. Prețul exagerat de mare al energiei, coroborat cu faptul că în România nu a nins în zonele eminamente agricole. Ce va determina în acest an, în condițiile în care au crescut prețurile la toate produsele? La ce să ne așteptăm? Deci, în primul rând, costul inputurilor, mă gândesc aici la îngrășăminte, pesticide, alți factori, inclusiv păstrarea de pierdă a grâului, vorbesc pentru pâine sau alte produse, materii prime pentru alte produse agroalimentare, în mod sigur se vor restrânge în preț. Și sigur, o creștere a prețului la produsele agroalimentare se va restrânge clar în inflație. Pe de altă parte, ceea ce spuneați dumneavoastră, factorul climatic este extrem de important și, din păcate, pe o mare parte din teritoriul sau într-o mare parte a teritoriului țării avem un oarecare deficit de umiditate, în special Oltenia, Moldova, sunt și în Transilvania probleme, pentru că nefiind zăpadă în această iarnă, sigur și gradul de aprovizionare a solului cu precipitații este mic. Și, sigur, la toate se adaugă probabil cantități mai mici de îngrășăminte care vor afecta producția agricolă atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Da. Dacă domnul Vasile Negrilă, președintele Organizației București a Partidului Românii Europene și fost director la ADP Sector 4, deja are cunoștințe clare, vrea să vă întrebe ceva. Bună seara, domnule ministru. Vreau să vă întreb ce știți de continuarea programului Agroinvest? Nu am prea multe date despre el. M-ar interesa să aflu mai multe date, însă preocuparea noastră de acum a fost ce facem în acest moment pentru a putea să atenuăm din aceste elemente care creează și care sunt premisele unei crize. Și am avut o discuție cu domnul ministru al Agriculturii, inclusiv pentru o intervenție de suspendare a unor prevederi din codul de bune practici agricole, respectiv aplicarea îngrășămintelor în acest moment. Da. Vreau să vă mai deranjez cu o întrebare, domnule ministru. Ce părere aveți de susținerea învățământului agricol, care înțeleg că în România... Este fundamentală
formarea de specialiști și cred că perfecționarea sistemului practic, mai ales în învățământul agricol, este absolut o necesitate, cum este o mare necesitate de a putea dezvolta sisteme de extensie și consultanță tehnică pentru fermieri. Și acest lucru nu pot face mai bine decât universitățile, respectiv unitățile de cercetare agricolă. Aveți cunoștințe de investiții privind finanțarea infrastructurii aferente liceelor agricole? Da, păi este la această dată un act normativ în care sunt luate în atenție, nu am acum numărul exact, dar oricum un număr semnificativ de licee agricole care să fie finanțate inclusiv de Ministerul Agriculturii pentru a putea reveni în sistemul acesta de formare profesională. Lipsesc foarte mult profesioniștii de la un anumit nivel pentru agricultură. Și sigur, dincolo de el este și partea universităților de formare continuă și mai ales de formare profesională, pentru că tot aceste unități, inclusiv liceele, pot servi ca locuri de formare continuă a fermierilor și a celor care lucrează în sistemul economiei agrorurale. Da. Domnul Răzvan Condurățeanu. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Vreau să vă reamintesc că în anul 2015, dumneavoastră știți, atunci și erați foarte activ în zona și în zona politică și zona de agricultură și s-a dat legea aia cu 51 produse românești pe rafturi. Dacă vă aduceți aminte. 321. Exact, exact. Domnule ministru, ce se întâmplă că totuși producătorul român foarte greu săracu ajunge să-și pună produsele el pe raft, deoarece am observat că toate sunt cumpărate de toate lanțurile astea mari și ei și le depozitează, după care le bagă la un preț de 50 ori mai mare la vânzare. Aveți dreptate, este o inițiativă care n-a fost finalizată. Și mie îmi pare rău că trebuie să o spun, dar din păcate rețeaua de comercializare, de distribuire a produselor agroalimentare, în special în România, cum de altfel și piața externă, nu este dominată de producătorii români, să fim corect și cinstiți. Inclusiv în Portul Constanța, fermieri, chiar organizații foarte puternice de fermieri, nu au acces. Mai mult, eu îmi permis să spun ceea ce am mai spus și altă dată. Supermarketurile, așa cum sunt organizate acum și sistemul de comerț cu produse agroalimentare, este un loc de scurgere a valorilor din agricultura și din producția agroalimentară românească spre exterior. Nu mai vorbesc exact. De un sistem de competiție exact. Absolut ne la locul lui și de multe ori chiar de probleme de calitate, pentru că, iată, numai în anul 2021 au fost vreo 2-3 scandaluri uriașe cu produse importate de slabă calitate, chiar riscante pentru alimentație. Da, asta e un mare păcat, domnule ministru. Mai este o problemă pe care am discutat-o în 2019, atunci când s-a lansat starea de alertă privind pandemia, aceea de a se cunoaște foarte bine și a fi mai transparentizate sursele de aprovizionare a acestor supermarket, mai ales în momente de criză. Doamne ferește de ceea ce s-ar putea întâmpla în cazul unui război pe vest sau probleme mai grave pe Marea Neagră, Dardanele și așa mai departe. Da. Domnule ministru, o ultimă întrebare care vreau să vă mai pun, să ascult de la un profesionist. Vreau să vă întreb, ați reamintit aici de activitatea portului Constanța și eu știu că am fost deputat de Constanța și știu că acolo sunt niște firme străine care, de exemplu, toate bovinele și toate ovinele care merg către Arabia pentru vânzare, trec numai până anumite firme și românii de acolo, localnicii de la țară care le cresc efectiv, ar vrea și ei să intre într-un sistem de genul ăsta, să poată să-și vândă produsele singuri, pentru că în momentul în care își vinde el singur vita respectivă sau kilogramul de carne, ar câștiga mult mai bine decât ar da la o firmă din asta care face acest, cum să spun, transfer. Mă înțelegeți de business și de animale? Da, acum nu știu dacă un simplu fermier, chiar dacă este semnificativ ca și producție, poate singur să se ducă într-un plan
din acesta de export, a se vedea sistemul francez în care Onicu, de pildă în zona cerealelor, nu controlează, dar avizează. Are un anumit aport în ceea ce privește garanția exportului pentru fermierii francezi. Și nu numai. Și cred că aici este o problemă a asociațiilor noastre mari și a federațiilor de producători care nu reușesc să rezolve probleme din interiorul lor, adică acela al membrilor lor. Aici este marea problemă și, din păcate, sistemul este în așa fel făcut încât lipsa depozitelor din ferme și din gospodăriile populațiilor, nu mai vorbesc de un anumit sistem de prelucrare a materiei prime care ar putea duce la produse de excelentă calitate și de nișă, chiar dacă ele cantitativ nu sunt foarte mari, i-ar putea ajuta foarte mult pe fermier, dar în același timp să nu fie blocate căile de export atunci când ei se asociază, cum sunt de pildă cei care exportă de pildă ovine sau alte produse, pentru că sunt și câteva căi de ieșire, mai ales în relația directă cu Orientul apropiat, unde există o anumită particularitate pentru exportul de animale vii. Da, vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Domnul Ovidiu Hurduzeu, vicepreședinte Mișcarea Pământul Strămoșesc. Vă rog, domnul Hurduzeu. Am și eu o întrebare pentru dumneavoastră referitor la piețele țărănești agroalimentare din orașe, care sunt într-o condiție jalnică. Eu stau în cartierul Bucureștii Noi și mă uit la piața 16 februarie de acolo. Nu s-a făcut absolut nimic de 30 de ani, nu s-a cum să spun, eu spun că este foarte rău și una dintre deciziile foarte grave luate în ultimii 2 ani a fost acele închideri de piețe din București și numai din București, fără să fie foarte bine gândit sistemul. Pe de altă parte, să nu uităm că sistemul acesta de piață țărănească nu este specific numai României, cum încearcă unii să o spună. Eu am întâlnit acest lucru inclusiv la New York. De pildă, există, dacă nu mă înșel, o dată pe lună, când un mare bulevard din Manhattan se închide și se dezvoltă acolo o piață țărănească a fermierilor din jurul New Yorkului. Iar la nivelul Australiei, unde am fost și mi-a plăcut teribil, de altfel am și propus la nivelul întâlnirii cu un comisar european în urmă cu 3-4 ani, acel magazin de fermă sau comerțul de la poarta ferme, care implică foarte multă transabilitate, responsabilitate de calitate și de ce nu chiar o anumită relație directă și scurtarea lanțului de ajungere a produsului alimentar de fermă direct pe masa consumatorului și cred că este un lucru excepțional. L-am văzut funcționând excepțional în Australia, se practică și unele țări europene, dar din păcate un pic timid. A început și la noi. Am văzut acest lucru în Belgia încă din 1994. Cred că este o problemă de a revedea ceea ce înseamnă sistemele de piață locale, ce înseamnă acele produse tradiționale de care tot vorbim, sau produse regionale, produse de origine montană, care și-ar putea găsi foarte bine locul în acest tip de piețe. Și cred că o problemă mare este de a înlătura acest concept că între fermierii mari și mici și fermele de familie ar putea exista o chestiune conflictuală sau că unii se fac evaziune și așa mai departe. Sunt căi de a rezolva aceste probleme, să devină funcționale cu o contribuție foarte importantă la securitatea alimentară. Și aș mai adăuga un lucru. Vă rog. O perfecționare a politicii sanitare veterinare, pentru că ea s-a îndreptat împotriva micii gospodării, ceea ce nu este în regulă. Corect. O întrebare de la o telespectatoare, domnule ministru. Imediat, ca să ne întreb. O paranteză, domnule ministru, ați avut dreptate ceea ce a spus vis-a-vis de produsele care se vândă la poarta fabricilor. Mă bucur că am văzut și chiar și la Ploiești o chestie de genul ăsta, o fabrică de pui, se tranșea totul acolo, abatoare, și le vindeau la fabrică direct la cetățeni. La poartă, pardon. Da.
Întrebare de la o telespectatoare, domnul ministru. Ce facem cu micii producători casnici care produc la domiciliu, apoi vând pe rețele de socializare fără să plătească taxe, salarii, TVA, chirie, etc. Îi lăsăm să distrugă micile magazine de cartier care plătesc impozite, taxe, salarii, oferă locuri de muncă, etc. Foarte bine. Nu cred că problema este la micii producători pentru ceea ce înseamnă magazinele de proximitate. Problema magazinului de proximitate a fost în momentul în care am permis la supermarket să fie construite în mijlocul orașelor. Exact. Și atunci am scos din zona aceasta de apropiere de consumator aceste magazine care ar fi putut intra într-un parteneriat excepțional de funcționar. Și am să vă dau exemplu care este prezent în Europa și mai este și în afara Europei, de a se putea lega aceste magazine de proximitate de producători nu foarte mari, cei de care am discutat înainte și care pot furniza zilnic acele cantități care sunt aproximativ de valor ridicat în ziua respectivă. Și iată marea lovitură pe care o dă din punct de vedere al funcționalității pieții, se găsește în Italia, unde nu sunt fermieri sau producători foarte mari, dar aceste magazine de proximitate, foarte apropiate, chiar restaurante foarte mici, un fel de mici pensiuni, sunt cele care dau foarte mare valoare în ansamblu producției agroalimentare a Italiei. Corect. Sistemele respective se mai găsesc și în alte țări, inclusiv Statele Unite, dar și Israelul, de pildă, dar cel mai tipic exemplu de valorificare de acest tip este Italia, care funcționează mai bine decât Germania. Domnul Vasile Negrilă vrea să vă mai întrebe ceva. Vreau să vă întreb, domnule ministru, prin misiunile noastre diplomatice, atașații economici, de ce nu ajută mai mult, de ce nu scot în evidență mai mult România, să ajute România să exporte spre acele țări? Eu cred că ambasadele, dacă ar fi tratate cu mai multă atenție, ar putea să facă lucruri excepționale. Și noi avem dezvoltat, inclusiv noi, Academia, o relație impecabilă cu Egiptul și datorită ambasadei noastre de la Cairo, dar nu numai, și cu alte țări. Avem o întâlnire și săptămâna trecută cu un director din Ministerul de Externe, tocmai pentru a deschide aceste relații și orice deget mic pe care îl primești de undeva sau îl întindem noi, poți să-ți lași mâna întreagă să fie prinsă, astfel încât să poți dezvolta aceste relații. Depinde foarte mult de modul cum sunt tratate misiunile noastre și, sigur, și calitatea diplomaților și a oamenilor pe care avem de specialitate în aceste ambasade. Și eu cred că atașarea sau așezarea în ambasada unor oameni cu cunoștințe economice solide, inclusiv pe ceea ce înseamnă comerțul acestui agroalimentar și nu numai neapărat, este o mare necesitate pentru România. Da. Ultima întrebare, pentru că nu mai avem timp, tot de la o telespectatoare. Vi se pare că micul producător este ajutat în vreun fel de statul român? Are piață de desfacere micul producător? Nu, din păcate nu. Și am spus înainte, să vedea pozițiile care s-au luat împotriva micului producător în domeniul zootehniei. Și dacă noi avem o dezechilibrare și dependență de importuri de produse agroalimentare de origine animală, este pentru că nu se face o politică sanitar-veterinară corespunzătoare și mai ales de susținerea acestei gospodării țărănești, care până la urmă, dincolo de termenii acestea de subsistență, semisubsistență, este una dintre cele mai integrate modele de afacere economică, chiar dacă ea pornește de la elemente foarte mici. Și știm ce a însemnat gospodăria țărănească la nivelul României. Da. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Din păcate mai avem decât un minut și sunt foarte multe întrebări de la telespectatori. A fost invitat și domnul ministru Daia și cred că a discutat cu dânsul o oră cel puțin. Sper că și cu cealaltă ocazie când vă abordăm să fiți alături de noi. Plăcere, mulțumim mult de tot, domnul ministru, seară frumoasă. Domnule, cu Dumnezeu. Bine tuturor. Mulțumim mult. Bine, seară. Într-un minut așa ca o concluzie, pentru că Mișcarea Pământul Strămoșesc încearcă să vină cu măsuri care pot revigora agricultura românească, în special micul producător. Mai avem decât un minut. Da, aș nici atât.
aduce un nou concept de care nu s-a vorbit aici și pe care noi vrem să-l popularizăm. Rapid, pentru că este vorba despre parteneriatul sat-oraș. Da, o să-l și crearea abordăm cu altă ocazie. Local, mulțumim mult pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit, o seară frumoasă în continuare. Mâine seară ne vedem la aceeași oră, numai bine!